Apartamentul de aur, o instalație artistului Alexandru Poteca, inaugurată la Memorialul Revoluției din Timișoara, este cea mai recentă expoziție a Muzeului Ororilor Comunismului. Prezintă perioada ceaușistă dintre anii 1974 și 1989, caracterizată de lipsuri, represiune și intensificarea propagandei Partidului Comunist. Pentru că perioada a fost numită de Partidul Comunist Epoca de Aur, artistul a aurit obiecte ca bibeloul pește, calul, balerina, mileurile pe care le aveau în casă toți românii, pentru că nu se găsea altceva. Apoi, într-un mall, Muzeul Ororilor Comunismului a instalat în urmă cu câteva luni expoziția numită Seismograf, care spunea poveștile unor disidenți și ai unor protejați ai regimului. Încercăm ca expozițiile pe care le facem să călătorească și să spună povestea muzeului alături de povestea istorică din spate. Ideal ar fi să existe un sediu care să poată să exporte și să aibă această dinamică, dar în lipsa sediului funcționăm pe acest principiu de muzeu explodat. Folosindu-se de noua tehnologie, istoricul Alexandru Groz a realizat hărți ale represiunii comuniste, iar cu un simplu click, tinerii au putut afla istoria gulagului românesc. În felul acesta se crește și mai mult apetența tinerilor față de nevoia de a se informa. Muzeul Ororilor Comunismului funcționează oficial la Biblioteca Națională a României și are doi angajați, directorul și un muzeograf. Avem două birouri. Muzeele temple, muzeele înșurubate de zeci de ani, ies din cadrul lor, ies dintre zidurile lor și se duc în mall-uri, în școli. Noi facem asta vrând nevrând. Totuși, un muzeu al comunismului la 33 de ani de la căderea regimului merită să aibă un sediu în care să se vorbească permanent despre abuzurile trăite de milioane de români.